că știți cum este, apare blogul, primul post, inviți oamenii să vină să stea de vorbă cu tine, scrie despre tine, scrie despre cărți, dar nu știi care va fi reacția. Trebuie să vă spun, în primele 10 comentarii, nu mai știu dacă era al 3-lea sau al 10-lea, a fost un comentariu de genul, am făcut o comandă acum 2 săptămâni, nu mi-a ajuns cărțile nici acum. M-am uitat la comentariu, zic, ce facem cu acest comentariu, trebuia să-l publicăm, noi eram la început, publicăm comentariu, zic, mă duc și vorbesc cu departamentul care se ocupa de clienți. Și zic, uite, avem o problemă, a venit cineva aici, ne zice că nu a primit cărțile. Mi s-a părut că primul pas a fost cu stângul. Și mă gândeam serios că poate până luna următoare o să închidem blogul. Pentru că, posibil, da, posibil, noi o rezolvam o problemă, mai apărea o problemă, o rezolvam și pe aia, dar la comentarii se strângeau mai mult comentarii problemă și nu comentarii despre ceea ce ne doream noi să fie. Adică despre noi și despre munca noastră și despre cărțile noastre. Lucrurile nu au fost așa. Când am început blogul, am zis așa, dom'le, ca să începem blogul ăsta, ca să facem treaba asta bine, trebuie să simțim cumva că treburile merg bine și în celelalte departamente. Și acesta este un exemplu cu expedierea cărților. Dar mai sunt și altele. De exemplu, dacă cartea respectivă, să spunem, este editată greșit sau, nu știu, are greșeli de gramatică sau de ortografie, ei vor veni imediat și vor zice, știi, am cumpărat o carte de la tine. Am deschis, am știut primele 5 pagini, 5 greșeli. Am închis-o. E urât ce ați făcut acolo. Nu-mi place, nu-mi place de voi. Normal. Ar fi fost, ca să zic așa, un pas în minus, iarăși pentru noi. Dar nu s-a întâmplat așa. Și de ce nu s-a întâmplat? După o lună de zile am inițiat o campanie care se numea Scrie ca să primești o carte. Aici am invitat, ne-am gândit noi că o să facem un cerc, ca să zic așa, de bloguri care să, cum să zic eu, să preia mesajul nostru, să preia ceea ce vrem să le comunicăm lor și să vorbească despre asta pe blogurile lor. Și începând cu această campanie, relația dintre noi, da, și cititorii noștri, clienții noștri, ar putea spune că s-a normalizat. Adică, odată cu această campanie am obținut 3 reacții de pe bloguri, aproximativ 45.000 de reacții la acest post. Oamenii au început să scrie despre produsele Nemira. Oamenii au început să vorbească cu noi și încet, încet, în 3 luni de zile, am reușit să facem un cerc. Să zic eu așa, aproximativ, în momentul ăla aveam 3-400 cititori pe blog și aproximativ 40-50 de bloguri care periodic discutau despre ceea ce spuneam noi acolo. Fie că era o nouă lansare de carte, fie că era o poveste despre o carte, fie că, pur și simplu, încercam să punem o problemă, să întrebăm despre ceva anume și reacționam. Acum, ce aș fi vrut eu, de fapt, mai mult să discutăm, este că, cum am zis, la început eram temător. Care ar fi, ca să zic așa, momentul, cred că acesta este unul important, momentul în care să dai un blog de companie, adică cum alegi momentul când te decizi să fii deschis către clienții tăi? Ce trebuie să faci? Adică înainte de a lansa blogul, oricum, WordPress se instalează rapid, e foarte ok, în 5 minute ai blog, primul post să zicem că durează și acele o jumătate de oră, mai dau la un coleg să corecteze și pot să spun că în 2 ore ai blogul și primul post. Dar înainte de a face blogul, și aici aș vrea, dacă sunteți curioși, ce anume trebuie și cum trebuie pregătită, nu vreau să spun compania, dar să simți așa lucrurile cum merg în companie, astfel încât să fii convins că lucrurile sunt perfectibile, pentru că, de exemplu, dacă colegul meu nu rezolva problema clientului, da, eu m-aș fi trezit că cum am discutat peste 2 săptămâni și iarăși aceeași întrebare, peste o lună iarăși, și s-ar fi adunat comentarii negative. Pentru că el, colegul meu, a rezolvat problema, a fost ok. Am putut să discutăm despre ceea ce doream. Un alt client, care iarăși cred eu că este de discutat, dincolo de reacțiile bloggerilor, care se zicem că ok, ai 35-45 de reacții, nu e o formă de laudă, dar practic ele în ce se concretizează? Se concretizează așa, în faptul, ceea ce văd eu în spatele editurii, în spatele librării, este o librărie online, care are un blog.
ai un grup liber de consumatori care au o comandă, dacă înainte de a lansa blogul aveai, cum să zic, 100 de oameni care comandau periodic, odată la o lună, două, trei, acum ai un grup de 300-400 de oameni care îți comandă la o lună, două, trei. Deci, cum a devenit grupul clienților fideli a crescut. Și constați că este grupul cu care tu discuți cel mai mult. Adică, constați că mail-urile lor, de fapt, sunt cele care tu, în WordPress, ai baza de date cu cei care comentează, sunt mail-urile celor care comentează, celor care se implică în povestea ta care ai făcut-o pe blog. Deci, cum ar veni rezultatul, dacă ai să gândim, nu știu cum să zic, comercial, da? Este că, în spatele poveștii astea, obțin un grup de clienți fideli, da? Mărit, cu care interacționezi periodic, le afli dorințele și poți astfel să, la un moment dat, chiar să-ți creezi o imagine despre cine este clientul tău, cine este cititorul tău, ce vrea el. Și aici vine un al treilea rezultat în timp, ce am realizat, este, dom'le, știm acum că, în urma blogului, își dorește foarte mult să se continue o anumită serie de carte. Își dorește foarte mult să aibă un anumit tip de coperți. Își dorește foarte mult un anumit traducător. Și-au spus preferințele. Vrem traducătorul X la seria cu tare. Își doresc foarte mult să ne respectăm cu strictețe termenele la care anunțăm că se lansează un produs. Dacă le-am spus că o carte mult așteptată se lansează în septembrie și înainte de blog poate să lansăm octombrie. Acum, dacă noi am spus că blogul se lansează în septembrie, volumul respectiv, încercăm peste puteri, ca să zic așa uneori, să ne respectăm lucrul ăsta. Adică, în momentul în care ai interacționat cu el și ai spus un lucru și, ca să zic așa, mai lungești treburile, reacția este foarte violentă.